Bine, v-am regăsit, dragi telespectatori. Să aveți o duminică frumoasă. Vom petrece o oră cu muzică frumoasă. Alături de mine am o îndrăgită interpretă de muzică populară a cântecului moldovenesc, doamna Olimpia Nistor Iacob. Bine ați venit, doamnă, la noi la emisiune. Bună ziua și bine v-am găsit. Vă Vă mulțumesc din îmbrac și cu suflet. bucurie. Vă mulțumesc că ați venit astăzi. Știu că v-ați rupt din timpul dumneavoastră, din vacanță. Și mulțumesc că ați venit astăzi alături de noi. Cum să nu vin la din dragoste pentru folclor? Nu Mai se ales, poate, nu mai se poate să nu ales vin că așa. astăzi e o zi specială pentru dumneavoastră. Am descoperit ceva. Azi e ziua dumneavoastră și avem o surpriză pentru Iată, dumneavoastră. nimic nu este întâmplător. Da, Asta e un era buchet de flori pe care vi-l problema. dau. Dar putea să mi-l dea și Alesia. Da. Frumoasă. La mulți ani, doamnă, să fiți sănătoasă. Mulțumesc tot ce frumos, vă doamna doriți. Stoian. Vă îmbrățișez Cu cu mare drag. drag. Iar să vă crească pruncii frumoși și drăgăstoși. Să rămână. Mulțumesc mult. Să ne Chiar este o trăiască toți surpriză. copiii. Vă Mă pup. bucur. Vă pup. Nu v-am lăsat, Suntem în... Nu, no, nu, no, suntem ok. Deci, încă o dată vreau să vă mulțumesc că ați venit astăzi, într-o zi specială, alături de noi și că petreceți cu noi așa o oră. Întotdeauna își găsește loc cântecul în sufletul meu. Iar astăzi am să vă spun că este ziua mea oficială, că cea neoficială am sărbătorit-o ieri, scuzați, de schimbarea la față. Atunci m-a și adus mai măicuța frumos. mea pe lume, dar în actul de naștere scrie ziua de astăzi. Prin urmare, eu sunt un om cu 2 zile de naștere. Deci petreceți de 2 ori. Cu siguranță, nu, încep cu o zi și termin Sunteți un om fericit, sunteți un om slavă fericit. Domnului, slavă Domnului, dar vă mulțumesc, sunt superbe și cum ați intuit, trandafirii sunt cei preferați. Mă bucur. Și culoare și formă. Mulțumesc Se foarte mult. Cu mare drag, foarte doamnă. Mult mulțumesc. Draga de ea. Doamna Olimpia Nistor Iacob, dumneavoastră v-ați născut în județul Neamț. Și ați mers mai departe, ați ajuns în Iași. Acolo, e adevărat ce spun? Este foarte adevărat, pentru că rădăcinile mele sunt acolo. Eu sunt ca un copac, cu rădăcinile în Neamț și cu ramurile în Iași. De acolo îmi trag seva și întotdeauna o să vorbesc cu drag și cu plăcere despre locurile părintești, locurile natale. Și la fel, cu mult drag, o să vorbesc de locul devenirii mele profesionale în domeniul cântecului popular, adică despre frumosul nostru Iași. Stimați telespectatori, vreau să vă spun ceva. Doamna Olimpia Iacob, pe lângă faptul că este o îndrăgită interpretă a cântecului popular, este cadru universitar, este conferențiar doctor la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, exact. Da? Exact. Exact. E frumos când cineva. E cum frumos se muzica și face cu... temele. Sunt profesor și eu la origini. Și... Felicitări. Mulțumesc frumos. Este o întrebare delicată, dar am să vă răspund. Cele două preocupări au crescut împreună și au ajuns, se pare, acum la maturitate. Îmi este foarte drag încă să învăț. Mi-a fost drag și chiar am avut rezultate foarte bune la învățătură. Am iubit cunoașterea, am iubit cartea, cum se spunea. Și măicuța mea și părinții mei, Dumnezeu să-i odihnească, spuneau că cine are carte are parte. Așa este. Valabil și atunci și să știți, valabil și acum, pentru că în continuare voi fi unul dintre cei care vor spune că fără lumina cunoașterii suntem într-un întuneric desăvârșit. Iar cântecul? Cântecul este moștenire de familie. Deci din familie moșteniți talentul acesta. E o moștenire străveche, aș putea să spun, pentru că străbunii mei au fost preoți, dascăli. Și la ora actuală am în familie dascăli. Cât și probabil eu trebuia să continui într-un fel anume și să aduc cântecul în fața lumii. Spre bucuria noastră că reușiți să ne bucurați cu cântecele dumneavoastră minunate. Aș vrea să vă întreb, așa, în 3 cuvinte, cum v-ați caracteriza dumneavoastră? Ce adjective ați alege pentru dumneavoastră, așa? Care vă caracterizează? E cam dificil. Aș putea spune
perseverență, până la persuasiune, perfecționism. E o muncă, muncă. În continuare voi susține că munca este cea care te scoate din orice stare nepotrivită sufletească. Munca, activitatea este cel mai bun remediu pentru toate neîmplinirile noastre, pentru toate angoasele, pentru toate stările sufletești. Tot omul trece prin momente mai bune, mai puțin bune. Asta este viața. Iar orientarea către activitate, către muncă, este, cred că, cea mai bună modalitate de a ieși din starea aia nepotrivită. După aia trece și vin altele. Eu v-aș propune acum să vă ascultăm cântând, așa, pentru că cu drag. Telespectatorii noștri vor să vă audă și ne-ați pregătit niște melodii minunate și abia așteptăm să vă ascultăm. Mă bucur că deja știți dintre ele. Este o muncă de ani de zile. Eu am concretizat cântecele în două albume. Aceste albume au fost editate la intervale de câțiva ani. Să ne povestiți și despre albumele dumneavoastră. Da, și adună cântece din zona Neamțului și din zona Iașului. Haideți să vă ascultăm, suntem nerăbdători. Început vorbă să meargă, tățoi și bătiță dragă, stai cu mine seara-ntreagă. Of, of, dorule, tu florești lacrimile, zilele și nopțile, măi. Of, of, dragostea să vină de la Badea, să-mi mângâie inima, măi.
și atunci nu ține. Și te faci de rușini, măi, măi. Lasă, măi, bătiță, lasă, că m-am auzit eu de acasă. Ne bucurăm. Doamna Olimpia, care e cea mai mare realizare a dumneavoastră, profesional vorbesc? Sau cea mai dragă realizare a dumneavoastră? Tot șirul acesta de ani dedicați muncii. Și anume, teza de doctorat mi este foarte dragă. Și mi este foarte dragă pentru că a fost foarte grea și greu de realizat. Eu sunt uimită acum de ceea ce se întâmplă în acest domeniu și cât de mult s-a banalizat acest aspect. Dar o teză de doctorat, stimată doamnă, înseamnă trudă, înseamnă căutare, înseamnă studiu, înseamnă experimente, înseamnă verificări, înseamnă să știi să scrii, să asamblezi, să te informezi, să integrezi rezultatele tale în tot noianul de informații naționale, mondiale. Cum de s-a ajuns la un asemenea aspect de simplu, de a banaliza o muncă, un titlu și de a-l devaloriza, nu pot să înțeleg. Se punea problema de copiere, de plagiat, nici nu știam efectiv ce înseamnă acest termen. Iar acum, de unde? Nu știu. De asta mi este foarte dragă munca aceea și nu numai atât, în plan profesional. Studenții dumneavoastră vă cunosc această altă latură, partea artistică? Cred că parțial, pentru că este o diferență netă între profesorul de la catedră sau cel de la curs și subsemnat cu siguranță în costum popular. Da, cum ar fi să mergeți într-o zi îmbrăcat așa în costum popular? Mi-am propus pentru că țin foarte mult să revigorez tradițiile, valoarea costumului popular. Și să nu credeți dumneavoastră că anul trecut și anul ăsta mai puțin am mers la biserică doar în costum popular. Cât de frumos! Reacția a fost de uimire, de uluire. O reacție care m-a bucurat, pentru că spuneau doamnele de acolo, eu nu am așa, eu nu am, dar o să am, dar o să-mi fac. Și să știți că ulterior, pe aici, pe acolo, pe aici, pe acolo, câte o persoană în Iași, tradiția... Asta vroiam să vă întreb. Se mai păstrează tradițiile în Iași? Din acest punct de vedere, n-aș putea să vă spun. Deci nu este un obicei să vină lumea îmbrăcată, dar va reveni. Va reveni lumea la acest costum, pentru că este, în primul rând, foarte greu de făcut. Chiar vreau să vă întreb, să vorbiți un pic despre costumul dumneavoastră, în câteva cuvinte. Deci foarte greu de făcut.
Este răcoros, nici mie nu mi-este cald, indiferent de situație, pentru că este fir natural. Și este multă migală, e sufletul unor persoane, a unor fete, a unor mame, a unor femei, care s-a concentrat aici, sufletul acela, pe fiecare floricică, pe fiecare fir. Eu le-am adunat cu mare drag. Este o poveste, practic. Da. Și de dragoste, și de lacrimi, și de bucurie, și de furie, și de tot ce vreți. De asta este atât de valoroasă ieia românească și nu numai costumul popular. Și dacă vă uitați, exprimă, este mână în mână cu starea sufletească a locului, a omului, a locului, a zonei. Noi de acolo, din partea aceea, avem costume vesele. Pe noi nu ne-a ocupat nimeni niciodată, n-a fost niciun papuc deasupra capului nostru. Ați fost mai norocoși așa, ați avut pe Ștefan. Cred că este și bine, cred că este și rău. Deci nu prea ne-a disciplinat cineva. Dar, da, să o luăm ca pe da, o... Dar este o notă, dacă așezați într-un spectacol ardeleni, moldoveni, olteni, dobrogeni, o să vedeți că fiecare are o exprimare anume în costumul popular și care vorbește despre istorie. Aveți o carieră foarte frumoasă în muzica populară românească. Dacă ar fi să le dați un sfat tinerilor care doresc să urmeze această carieră, doamna, ce le-ați spune, departe, doamne? N-am o carieră. Aveți. Să vă spun de ce. Sunteți modestă, doamnă. Sunteți minunată. Toate strădaniile mele în ceea ce privește cântecul popular au fost ca să nu se piardă aceste cântece. Cât este carieră? Vedeți cumva că ocup ecranul televizorului, s-a saturat, nu, dar, lumea să-mi vadă chipul. Dar ne încântați sufletul când vă ascultăm, este deci o bucurie nici, pentru noi. Nici vorbă. Ceea ce fac, cred că nici nu va putea fi numit vreodată carieră, dar va putea fi numit cu certitudine dăruire. Va pasiune. Putea fi numit, iarăși o să folosesc cuvântul muncă, dar e muncă. Eu, până când un cântec ajunge la auditoriu, trece timp, doamna Stoian. Trec și ani de zile. Sunteți un om modest. Sunteți și atunci, cum să-i spune unui tânăr care vrea astăzi a apărut la televizor și mâine este artist? Artistul, oameni buni, se construiește foarte greu, se consolidează de-a lungul anilor și abia lumea este cea care recunoaște ce fel de artist, dacă ești artist. Sunteți un artist, e dar... E distanță între un interpret sau cântăreț și artist, doamnă. Cuvântul ăsta este extrem de greu și de consistent. Nu se poate. Artistul e o complexitate de trăsături și de simțire. Dacă în inima mea nu fierbe un dor, eu cum să vi-l transmit dumneavoastră? Așa dacă este. Eu n-am simțit durerea, eu cum să vă transmit dumneavoastră sau marelui public? Să înțeleg că tot ceea ce cântați sunt experiențe personale, nu, pe care le-ați trăit? Ar fi nedrept să vă spun asta. Dar am cules din ceea ce a fost mai frumos. Am culegeri multe de folclor. Și pe lângă asta, tot ce am auzit în jur de când eram copil, de la părinți, de la bunici, vorbe de duh, zicători, cântece, eu le-am adunat aici și apoi am scris și le-am așezat în firul lor potrivit după simțirea mea. Dar contribuția mea este minimă. Eu am iubit foarte mult limba română. Mult de tot. La bacalaureat am la 10. Adică am luat bacalaureatul urmă cu, cu 10. A fost primul din liceul respectiv. Și evident mi-a fost de mare folos, de mare ajutor. Pentru că acum în dialogul cu studenții întâmpin sau găsesc multe lacune în exprimarea studenților. Of, nu vreau să și discutăm, este, da. Este o datorie a noastră să-i scoatem din această însingurare tehnică, pentru că oamenii nu mai știu să vorbească. Nu se mai vrea să se vorbească corect. Cred că este o rușine să încercăm să, să vorbim corect gramatical. Tinerii au această, nu știu, așa au impresia, deși și nu, eu sunt tot de modă veche. Doamne sfinte, când o să-și dea seama câte lacune sunt și cât de,
cât de dureros este să nu-ți cunoști limba maternă, când, indiferent de globalizare. Exact. E foarte bine să știți 10 limbi, tine, doamnelor, domnișoarelor, tinerilor. Și, da. Să știți multe limbi străine, dar să nu uitați pe cea maternă. Asta da, este obligația noastră. Este obligație. O să vă învățați copiii să vorbească limba română. O să ziceți 3 cuvinte în engleză, 2 în chineză, 4 în franceză, 3 în rusă. Ce o să faceți? Și abia... Nu o să vă mai zică mamă sau tată? Că nu e cool. Da, este cool să vorbim corect românește și este cool să ascultăm, dacă îmi permiteți comparația, și cred că este cool să ascultăm muzică populară, tradițională, să ascultăm folclor autentic. Ăla este izvorul sufletului nostru și dacă noi nu curățăm izvorul, cum să bem apă curată? Cum să ascultăm muzica sufletului și a neamului românesc dacă noi o călcăm în picioare? Este o încântare să discut cu dumneavoastră, dar va trebui să luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne revenim, dragi telespectatori, cu multă muzică frumoasă, alături de doamna Olimpia Nistor Iacob. Cu ochi frumoși măi, cu o sure sâmbătătoare și în suflet nu mai dormă. Drag ai fost și drag ai și cât prin lumii o-i trăim. M-ai învățat, ai iubit din opoși, noaptea dormim. M-ai învățat să iubesc din upoși, să-mi odihnesc, mă. Zi și noapte mă gândesc și de dor mă perpelesc, mă. Când pe tine te-am iubit și badi n-ai mai venit, mă. Când aș ști că-i mai venit, care ți-aș pliji, mă. Și de iarbă și din albă să vii badi mai degrabă. Dorule, doruțul meu, să te faci un curcubeu, mă. Să ajungi la bădița meu și să-i zici cât mi-e de greu, mă. Lasă străină, du-te-n lume, răscolește și pe badea ne-l găsește. Adă-l dorule îndată că s-o floare fără apă. Du-te dor și iar vine și nu mă lasă străină. Când-i zi de sărbătoare, saltă țărna sub chișoare. Și când-i zi lucrătoare, of, vă-le-o capul rău mă doare. Când mă îngheie badea, haide leli la prăjit, vă-le-o, vă-le-o badei, m-am îmbolnăjit. Când mă îngheie badea, haide leli la jucat, stai că viu, amu, amu, când m-am vindecat. Și scoate-mă badei la joc, păi și sărută-mă cu foc. Că și eu te-i săruta. Ei, îndoi și badia ta. Leleșoară, leleșoară, of, nu mă mai băga în boală. Că ochii și gurița ta, păi sunt lele ca pacostea. Că de la o vreme mă-ți întreaz și zeșă noapte. Cred că leleșoară fac multe pacate. Și nu mai poși lele ca să-mi găsesc liniștea. Până când odată nu te-i săruta. Ui, măi, bătiță, dragul meu, încă-ți umblă teleleu.
E bate șute în soară și-ți fă mintea grămăjoară. Nu juca în jurul meu, păi lele că-mi vene rău. Dar și joacă mai liniștit, of, cum mă bași lele mormânt. Lele dragă lele, of, nu te mai lega na. Lele dragă lele, că e într-un belea. Lele dragă lele, și nimeni nu te-a scapat. Of, leleșoară dragă, și-i din jina ta. Leleșoară struguri bun, păi te-aș rupi, dar nu mă-ndur. Of, te-aș lăsa, dar te-ai usca. Nu mă rabe inima. Nu te teme, badi, hăi, că-s iubită de flăcăi. Și mă strâng în braț așa, hai ca să fac în șida ta. Că bădiță dragă, eu bădiță știu să joc. De când eram bad, din altă că tu snop. Și de-atunci abad, de multă vreme o trecut. Dar la joc bădiță nu-ți dă în trecut. Și nu te uita la chișoare, păi că-s făcut râșchitoare. E, te uită la genunchi, rot în jur și fără mochi, bade cu gânduri mai multe. Mulțumim frumos, minunat. Încă puțin și mă ridicam și eu de aici să dansez. Drag, este un joc, este un cântec cu de toate în el. Foarte frumos. Vreau să ne vorbiți un piculeț despre cele două albume pe care le-ați scos dumneavoastră. Primul album se numește Dorule cânteca mar și este orchestrat de maestru, Dumnezeu să-l odihnească, Constantin Lupu, profesorul Constantin Lupu din Botoșani, cu orchestra Datina. A fost o colaborare excepțională pentru că a ținut cont de toate amănuntele mele de interpret. Și al doilea, realizat sub bagheta maestrului Ioan Cobulă, de la Rapsozii Botoșanilor, un material care s-a lăsat cam greu. La interval de cât timp îți sunt cele două? 7 ani. 7 ani. Dar 7 ani nu că aș fi vrut eu chiar să fie. 7 ani au fost niște întârzieri necondiționate de mine. Probabil atunci trebuia să iasă. Al doilea album se numește Lelișoară struguri bun și poartă amprenta anului 2015. Ce planuri de viitor aveți, doamnă? Ei, să nu credeți că mă opresc. Dar nici nu vrem să vă opriți. Doamne, ferește! Este abia în fază incipientă, în fază de început. Următorul album are și un titlu. Este orchestrat de maestru Constantin Arvinte, în fața căruia mă înclin până la pământ. L-am sărbătorit de 21 mai de Constantin și Elena, aniversarea 90 de ani a maestrului, chiar înainte, în comuna natală Voinești, Iași. Prin urmare, voi fi foarte fericită să poarte semnătura acestui mare om de folclor, de muzică clasică, de muzică corală. Un om excepțional. Sunt fericită că a ieșit, că am putut să merg către domnia sa și să am dosarul acela. Nu știu când îl voi... Portofoliu. Nu știu când îl voi... Edita. Da, la lumină, la, mai bine zis, la auz, nu? Dar eu sunt fericită că orchestrația este făcută de domnia sa și mai devreme sau mai târziu lucrurile se vor întâmpla. Aveți o melodie care vă este mai dragă sufletului dumneavoastră? Sau toate vă sunt nu, la fel de dragi? Nu, și am să vă spun de ce. Pentru fiecare, Truda a fost, cred că, în egală măsură. Eu până găsesc melodia și dacă nu are textul, lucrez foarte mult la text. Îl scriu, îl rescriu, iar îl scriu, iar îl rescriu. Mi-ați spus că sunteți o perfecționistă. Șlefiesc, mai tai, mai adaug, până când simt că textul curge în același timp cu cânte, cu melodia. Dacă cele două nu se îngemânează și nu simt în sufletul meu că lucrurile astea s-au realizat, nu-i dau drumul. Și îl cânt de mii de ori. Deci îl cânt până îl uit și iar îl cânt. Merg pe stradă, știu eu, acasă, când gătesc sau când... Intră acolo în locul lui cântecul și după aceea iese la lume și sunt ca niște copii. Fiecare în parte poartă toată încărcătura mea sufletească și a textelor care constituie cântecul
și a cântecului acelui care a născut melodia. Vă dați seama ce încărcătură are un cântec? Da, cu siguranță vă sunt dragi în egală măsură, din ce îmi spuneți dumneavoastră. Deci fiecare copil e ca atunci când crește și pleacă în lume. Unii se realizează, alții sunt mai iubiți, alții sunt mai puțin iubiți, dar mama iubește. La fel pe toți, așa este. Necondiționat. Știu ce spuneți. Asta este comparația în ceea ce privește izvorul cântecului și nu pot să spun că sunt stări sufletești diferite. Ori noi ne regăsim în aceste stări sufletești în fiecare moment al vieții, al zilei, al timpului nostru. Toți iubim, toți suferim, toți pierdem, toți câștigăm, la intervale diferite, atâta. Suntem diferiți. Eu aș vorbi cu dumneavoastră, nu știu, 5 ore, dar nu cred că avem timp. Nu știu, nu avem așa mult spațiu de emisie. Da, haideți să vă mai ascultăm cântând, doamna Olimpia. Ce drag. ne cântați la drag. Fel? Acum ne cântați o doină. Aia este piatra de încercare a fiecărui interpret. Haideți cine să vă ascultăm, abia doină, așteptăm. Mulțumim frumos. Nu mai poate să fac altceva. Frunze verde ca iarba
Sunt cu badea ierbii sare. Și dragostea-i dulce și amară, ca frunza de săl și oare, când se leagă să moare, și ca struna de vioară. Ram taran taran tatara da da e da. Când m-am întâlnit cu badea ierbii sare, și dragostea-i dulce și amară, ca frunza de săl și oare, când se leagă să moare, și ca struna de vioară. Ram taran taran tatara. Și dragoste ești floare rară, hai ești când dulci și când amar. Oh, oh. Dragoste ești la mine sunt la primii zori de zi. Vin și aprinde minima, că s-a găsit și nevasă, aibă grijă de ea. Ram taran taran tatara da da e da. Dragoste vii la mine întârzi. Of, of, nu mai sunt la primii zori de zi. Vin și aprinde minima, că s-a găsit și nevasă, aibă grijă de ea. Ram taran taran tatara da da e da. Mai găsești cu liniștea, ars ca para focului, în mijlocul drumului, nimărui nu poți să spui. Ram taran taran tatara da da e da. Și de-apoi să afli cum e dragostea, of, of, nu te mai găsești cu liniștea, ars ca para focului, în mijlocul drumului, nimărui nu poți să spui. Ram taran taran tatara. Și dragoste pe unde vii, hai că la mine întârzi. Și vin dorule pe sară, hai că-mi e inima amară. Mulțumim frumos! Abia am reușit să rămân pe scaun, nu m-am ridicat să dansez cu dumneavoastră. Aș fi vrut să putem și juca. Vai, a fost așa o... Pentru mine a fost o încântare, efectiv, această oră petrecută cu dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Chiar mi-ați bucurat sufletul, sincer. Înseamnă că ziua de astăzi n-a trecut degeaba. S-a încheiat cu bine. Un mesaj, dacă aveți, pentru telespectatorii Litoral TV... Iubitorii de folclor, pentru că avem iubitori de folclor aici, în sigur zonă. Sigur că da, iubitori de folclor sunt în toată țara. Și am să vă spun că ei rămân fideli acestui izvor de bucurie, pentru că asta este cântecul popular, un izvor de bucurie. Un mesaj, oameni buni, iubiți neamul ăsta, din el venim, în el trăim și pe el îl ducem mai departe. Nu-l blamați, nu ne blamăm între noi. Să ne bucurăm unii de alții, să revenim la sentimentele acelea ancestrale, iubirea de aproapele, să vă bucurați de viață, să vă bucurați de copii, de realizări, de dragoste, să fiți mereu buni și pașnici și fermi atunci când este cazul, să vă bucurați de concediu pe litoral, pe litoralul nostru românesc, care are multe de făcut. Dar noi suntem acasă și... Să ascultați cântecele noastre populare pe care le aducem cu toată inima către dumneavoastră. Mulțumim frumos, ce mesaj frumos. Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi. Încă o dată vă spunem la mulți ani. Să mulțumesc, fiți sănătoasă, doamnă. Doamna Stoian, vă doresc din toată inima să ajungeți acolo unde gândiți cu această emisiune. Să aveți bucurii
cât să puteți duce, să vă crească pruncii mari și să aveți fericirea, fericirea lor, să aveți armonie în casă, în familie, pace și putere de muncă. Mulțumesc frumos! La fel și dumneavoastră! Mulțumesc încă o dată, la mulți ani! Mulțumesc frumos! Eu sunt cea onorată! Mulțumesc frumos! Dragii mei, ce să vă doresc? O seară minunată, să aveți o săptămână cu soare, încă este vacanță, încă este, aveți perioada concediilor. Să ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră pe Litoral TV. Mulțumesc frumos! O seară frumoasă!